Frau Minister, Königliche Hoheit, sehr geehrte Damen und Herren. Stimate domnule ministru, alteța voastră regală, doamnelor și domnilor. Vor mehr als 20 Jahren kam Concordia hier nach Rumänien und nahm die Arbeit auf, vor allem die Sorge um Kinder in ganz schwierigen sozialen Verhältnissen. Acum mai mult de 20 de ani, Concordia a venit în România și și-a început activitatea într-un domeniu destul de dificil și anume îngrijirea copiilor care trăiau în condiții foarte precare. Inzwischen ist Concordia gewachsen. Ich hatte die Gelegenheit, die Einrichtungen zu besuchen. Între timp, Concordia a crescut foarte mult și am avut ocazia să vizitez casele unde copiii locuiesc. Ein Haus für Frauen mit Behinderungen, eine Nachtschlafstätte für obdachlose Menschen, ein Haus für Kinder, eine Fachschule, ein Bauernhof. Și am vizitat o casă protejată pentru femei cu handicap, am vizitat școala de meserii, de asemenea am fost la adăpostul de noapte al Concordiei și am vizitat locurile unde se desfășoară activitățile organizației. Und was mich neben der sozialen Arbeit beeindruckt hat, war die Atmosphäre, die geschaffen wurde, eine Atmosphäre der Wärme, der Herzlichkeit, der Menschlichkeit. Și pe lângă activitatea care se desfășoară în aceste locuri, m-a impresionat mai ales căldura, atmosfera, dăruirea și caracterul săritor al oamenilor care lucrează acolo. Konkret und praktisch heißt das, dass die Hilfsbedürftigen auch medizinische Hilfe bekommen und psychologische Unterstützung. La modul concret, asta se referă la faptul că cei care au nevoie sunt ajutați și pe problemele medicale cu care se confruntă, dar și psihologice. Und ich weiß, dass Concordia sehr dankbar wäre, wenn in diesem Bereich Medizin, Psychologie die staatliche Unterstützung noch stärker wäre. Și cred că Concordia s-ar bucura foarte mult dacă sprijinul pe partea medicală și asistență psihologică din partea statului ar fi și mai consistent. Die Beziehung von Concordia zu Österreich ist eng. Relația dintre Concordia și Austria este foarte apropiată. Es gibt große Unterstützung aus der österreichischen Zivilgesellschaft und Concordia wurde so auch ein wichtiger Teil unserer bilateralen Beziehungen durch die Zusammenarbeit mit der rumänischen Seite. Concordia este sprijinită foarte mult de societatea civilă din Austria și a contribuit la relația bilaterală care s-a creat între cele două țări. Ganz wichtig ist, dass Concordia hier eine Rolle übernommen hat im rumänischen Sozialsystem, wie wir das auch von Organisationen in Österreich kennen. Important este să subliniem că Concordia și-a asumat un rol în asistența socială în societatea din România, așa cum cunoaștem aceste lucruri și din Austria. Auch das österreichische Sozialsystem wäre ohne Unterstützung der großen Organisationen, sei es das Rote Kreuz, Caritas und viele, viele andere, nicht denkbar. Pentru că asistența socială la scară largă nu ar fi posibilă fără ajutorul organizațiilor mari, cum este Crucea Roșie, Caritas și altele. So darf ich an dieser Stelle, Frau Ministerin, sehr herzlich danken für die Unterstützung, die sie Concordia gibt und dass sie heute hier an diesem Festtag teilnimmt, ist eine besondere Ehre. De aceea aș vrea să-i mulțumesc personal doamnei ministru că este aici, este o mare onoare și pentru faptul că sprijină Concordia în activitate. Doch diese Veranstaltung heute ist keine Veranstaltung, die Erfolge der Vergangenheit zu loben. Acest eveniment nu este gândit pentru a lăuda ceea ce a realizat Concordia în trecut. Es ist eine Veranstaltung, in die Zukunft zu schauen und die weitere Entwicklung darzustellen. Ci este un eveniment care
pune bazele unei perspective de viitor. Concordia entwickelt sich, und das freut mich besonders, sehr stark im Bereich der Ausbildung, sowohl für Kinder aus benachteiligten Familien im Grundschulsystem wie auch im Berufsschulsystem. Concordia se dezvoltă, crește și ce mă bucură cel mai mult că se dezvoltă mai ales proiectele educaționale, învățământul profesional, dar și învățământul primar. Österreich unterstützt ganz offiziell von Seiten unseres Bildungsministeriums die Gründung einer österreichischen Schule mit integrativem Ansatz. Austria sprijină Concordia în demersul de a pune bazele unei școli primare cu caracter inclusiv în România. Und ganz konkret darf ich noch mal sein, wird ein Gebäude für diese Schule gesucht, denn auch diese Schule soll ein Zusammenarbeitsprojekt zwischen Österreich und Rumänien sein. Și de aceea, în acest loc, vreau să spun că, în momentul de față, căutăm o clădire pentru școala internațională. Această școală va fi un loc în care relațiile bilaterale dintre Austria și România vor înflori în continuare. Die Fokussierung auf die Ausbildung für die jungen Leute ist der zentrale Punkt, um allen denen, die von Concordia betreut werden, eine Zukunftsperspektive zu geben. Accentul principal se pune pe formarea profesională a tinerilor care sunt sprijiniți de Concordia pentru a le putea oferi perspectiva unui viitor în viața profesională. Und so darf ich Sie alle, die heute bereit waren, hierher zu kommen, und ich danke Ihnen allen sehr herzlich, auch darum bitten, Ihre Möglichkeiten zu untersuchen, die Entwicklung von Concordia zu unterstützen. Și aș vrea să mulțumesc tuturor pentru participare și faptul că au venit în această seară și aș vrea să invit să se gândească care ar fi posibilitățile lor și în ce fel ar putea sprijini Concordia în dezvoltarea ulterioară. Sie würden damit auch das Ziel von Concordia unterstützen, sich noch stärker in die rumänische Zivilgesellschaft zu integrieren. Pentru că astfel ați sprijini Concordia să se integreze și mai mult în dezvoltarea societății civile din România. Die österreichische Unterstützung sowohl von offizieller Seite wie von Seiten der Zivilgesellschaft wird bestehen bleiben, und ich danke Ihnen für alles, was Sie beitragen können. Sprijinul Austriei, atât din partea instituțiilor, a Ministerului Învățământului și din partea societății civile, va fi în continuare va fi acordat Concordiei și aș vrea să mulțumesc tuturor pentru ceea ce au realizat pentru Concordia până acum. Vă mulțumesc foarte mult!